Caz ieșit din comun într-un autobuz de pe linia 23 din capitală. O conductoare riscă să-și piardă locul de muncă după ce l-ar fi amăgit pe un minor de 100 de lei. Totul s-a întâmplat pe 27 martie, în timp ce băiatul în vârstă de 8 ani călătorea ca pasager în autobuz. Una dintre pasagere a asistat la conflict și a făcut o postare pe o rețea de socializare. Potrivit sursei, băiatul i-ar fi dat conductoarei 200 de lei, iar tânăra i-ar fi întors 97 de lei rest, în loc de 197 de lei. După ce a sesizat că nu i-a fost dat restul corect, băiatul s-a apropiat de taxatoare pentru a-i cere banii. Aceasta însă i-ar fi spus să o lase în pace pentru că ea i-ar fi dat toți banii. La scurt timp, băiatul a ajuns la stația lui și a fost nevoit să coboare. Postarea făcută de pasagera care a văzut totul a devenit virală pe internet. Internauții s-au împărțit în două tabere. În timp ce unii acuză taxatoarea că ar fi furat 100 de lei de la băiat, alții spun că tânăra ar fi putut greși, iar de fapt nu ar fi vrut să ia banii copilului. Contactat telefonic, directorul firmei care administrează ruta 23, Artur Scripnic, a declarat că pe numele conductoarei a fost pornită o anchetă de serviciu. Aceasta va scrie explicații, iar dacă se va demonstra că a luat banii intenționat, riscă să-și piardă locul de muncă. Totodată, administrația rutei 23 a telefonat-o pe mama copilului, iar acum urmează să-i întoarcă cei 100 de lei.